Ploieștiul va găzdui pentru al 12-lea an consecutiv finala Ligii Naționale de Basket. Lupta pentru titlu se va da între CSU Ploiești și BC Mureș, după sistemul cel mai bun din 5 partide. Primele două jocuri vor avea loc săptămâna viitoare, luni și marți, la Ploiești. Ca să câștige un nou titlu, albalbaștrii au nevoie de forță și psihic, pe care le combină prin antrenamente fizice și tehnico-tactice. Levis Iarto și Vlad Negoițescu sunt printre cei care trag de fiare cu plăcere. Levis spune că echipa are experiența acumulată la cel mai înalt nivel și are toate aturile să se impună. Pivotul Negoițescu va vedea din tribună primul meci, fiind suspendat și amendat cu 500 de euro după incidentele de la sfârșitul meciului 3 cu Energia. Nego spune că știu totul despre leii mureșeni, iar spectatorii vor avea parte de dueluri interesante. Suporterii campioanei pregătesc în amănunt spectacolul finalei. S-au pus în vânzare online și prin comenzi telefonice tricouri de colecție finala 2015, iar fanii sunt invitați să le cumpere și să le poarte la marea finală.